Astăzi a avut loc cea mai importantă ședință ordinară a Consiliului Local, în care a fost votat bugetul local, bugetul care va fi consumat anul acesta pentru comunitate. Au fost supuse la vot 45 de puncte pe ordinea de zi, dintre care cele mai importante sunt extinderea rețelei de gaze naturale, reabilitarea parcurilor din municipiu, continuarea asfaltării străzilor, dar și realizarea de noi parcări. Cea mai importantă ședință ordinară a Consiliului Local din municipiul Drobeta-Turnu-Severin a avut loc astăzi la sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu. Pe ordinea de zi au fost votate în unanimitate toate proiectele. Elementul principal al acestei ședințe a fost extinderea rețelei de gaze naturale în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, acest lucru reprezentând totodată dorința tuturor cetățenilor municipiului, totodată a scăzut prețul la agentul termic pentru persoanele care plătesc TVA. Bugetul este unul generos, un buget cu foarte multe proiecte pentru comunitate. Spuneam mai devreme despre elementul principal, extinderea rețelei de gaze, un lucru pe care și-l doresc 99% dintre severineni. Vom face eforturi deosebite ca acest lucru să se întâmple începând de anul acesta. Ne permite și legea, până acum nu ne-a permis. Refacerea parcurilor centrale din municipiu, Parcul Gării, Rozelor, Debarcaderu, Parcul Dragalina sau, cum îl știm, Spitalul din Grădină, este iar o prioritate. Încercăm, în primul rând, pe fonduri europene. Deja am demarat procedura pentru atragerea de fonduri europene pentru reabilitarea acestor parcuri. Continuăm cu asfaltarea străzilor din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Un alt punct extrem de important discutat în cadrul ședinței a fost referitor la reabilitarea parcurilor, continuarea asfaltării străzilor, dar și realizarea de noi parcări în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Asfaltare, modernizare, extindere, am fost împreună pe Nicolae Gionea, Gheorghe Anghelva, așa, mâine o să mergem iar la o stradă care intră, de mâine va intra în modernizare. Parcările în municipiul Drobeta-Turnu-Severin rămân o prioritate pentru noi. Locurile de joacă vom moderniza anul acesta, sperăm să terminăm, dar o mare parte din locurile de joacă, dacă nu chiar toate, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, plus alte și alte obiective pe care le avem în momentul acesta în derulare sau o să le luăm de la zero. Important este că astăzi am avut votul întregului spectru politic. Edilul orașului a ținut să le mulțumească tuturor consilierilor, atât pentru aprobarea bugetului anului 2022, cât și a celorlalte puncte de pe ordinea de zi. Astăzi a avut loc cea mai importantă ședință de Consiliu Local al municipiului Drobeta-Turnu-Severin din an. Practic, astăzi am aprobat bugetul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, buget care va fi cheltuit anul acesta pentru comunitate, pentru severineni. Ceea ce este important și trebuie menționat încă de la început este că, ca urmare a modificărilor legislative apărute în luna decembrie 2021, modificări legislative care au fost promovate de către Ministrul Energiei Virgil Popescu, iată că primăriile, comunitățile locale pot să investească în extinderea rețelei de gaze naturale. Iar noi am prins în acest sens suma de 2 milioane de euro în primă fază pentru a extinde rețeaua de gaze naturale în municipiul Drobeta-Turnu-Severin în acest an. Iată că este, de fapt, prima veste foarte bună din acest punct de vedere al extinderii rețelei de gaze naturale, pentru că, o dată cu alocarea acestei sume importante, am convingerea că se va grăbi acest proces de racordare a severinienilor la rețeaua de gaze naturale. În rest, am aprobat astăzi, pe de-o parte, pregătirea documentațiilor pentru viitoarele fonduri europene care încep să apară. Mă refer la SF-uri pentru reabilitarea parcurilor din zona centrală a municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Parcul Dragalina, Parcul Rozelor, Parcul Gării, Debarcaderul. De asemenea, au fost aprobate sume necesare în parteneriat și Consiliul Județean pentru construirea de parcări din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, locuri de joacă, vom reabilita și prin programele naționale Angel Salini și alte programe, vom reabilita străzile care mai sunt de reabilitat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Printre cele 45 de puncte de pe ordinea de zi s-au mai numărat și reactualizarea dosarelor pentru locuințele anelei și pentru terenurile acordate tinerilor în baza legii numărul 15. De asemenea, va continua extinderea pistelor pentru bicicliști în municipiul Drobeta-Turnu-Severin.